S-au tras focuri de armă pe autostrada A1. Doi polițiști au fost răniți cu cuțitul într-o confruntare cu un grup de migranți în Timiș. Oamenii legii filau zona aflată aproape de Orțișoara când au observat 8 migranți și 3 călăuze care încercau să se urce într-un autocamion. Acela a fost momentul în care polițiștii au ieșit din ascunzătoare și le-au cerut să se oprească, încercând să îi rețină pe migranți. Unul dintre migranți l-a înjunghiat pe un polițist în număr, iar altul agent a reușit să îi aplice patru lovituri de cuțit. Oamenii legii au tras 13 focuri de armă în plan vertical pentru a opri atacul, însă agresorul și încă un migrant au fugit mâncând pământul. Polițiștii au reușit să captureze 8 transfugi și pe una dintre cele 3 călăuze. Atacatorii sunt în continuare căutați. Agenții răniți au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale și sunt în afara oricărui pericol.